dragii mei, bine v-am regăsit! Uitați un proiect, aș spune eu, inedit pentru brăduț. Dacă am postat un tutorial cu șoricei, mini șoricei croșetați și la fel am dat ca și utilitate ornament pentru brad, iată că vin astăzi în fața dumneavoastră cu fluturaș ca și ornament pentru brad. Bineînțeles că alegerea este a dumneavoastră și dacă vă încântă o astfel de idee, chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii dacă ați orna brăduțul cu fluturaș. Aici am realizat proiectul dintr-un fir brocat. Uitați, astfel se prezintă bobina. Haideți să vedem. Am și eticheta aici. Da, se vede. Deci brocat. Este un fir lucios, după cum vedeți. Și aici am folosit un alize Diva Batik. Am selectat eu culorile, le-am separat, mi-am făcut ghemulețe mici și aici am lucrat cum am dorit eu. Da? Proiectul de astăzi îl vom lucra, haideți să vedem, dintr-un galben aprins, este un alize Diva Baby, chiar este un fir în premieră pe care eu îl folosesc, se aseamănă foarte mult cu alizeul Diva Silk Effect, în primul rând are aceeași grosime. Alizeul Diva Silk Effect este un fir de acril, în schimb acesta, să găsesc eu aici compoziția, este 100% microfibră acril, da? Este un pic mai lucios, o idee mai lucios, are altă textură. Oricum se aseamănă, mă repet, foarte mult cu alizeul Diva Silk Effect. Și ca și culoare aprinsă, fiindcă vreau să fie ochioși fluturașii mei, da, să se vadă din brăduț, am ales și acest portocaliu. Este un fir de Yarn Art Jeans. Și haide să vedem, acesta are 55% bumbac, da, și 45% acril. Haideți să începem proiectul, un proiect pe care eu îl voi lucra cu o croșetă de 2. Zic eu că și acesta este un proiect ușor, acum rămâne dumneavoastră să hotărâți acest aspect și, cum îmi place mie să spun, să avem spor și voie bună. Voi începe cu nuanța de galben. Dumneavoastră puteți să realizați în orice combinații de culori doriți. Voi ridica 13 ochiuri de lanț. 1, s-a agățat un pic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vom uni în primul ochi cu un picioruș alunecat și am obținut o buclă mai mare. Mergem în continuare și lucrăm 6 piciorușe scurte, da? Introducând croșeta prin interiorul buclei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De această dată ne va ieși un fluturaș un pic mai mare față de ceilalți, fiindcă firul este un pic mai gros și cred că v-ați obișnuit, eu mereu vă spun, dacă folosiți un fir mai gros, vă iese un proiect mai mare, dacă folosiți un fir mai subțire, pe aceleași număr de ochiuri, da, pe aceeași schemă, vă iese un proiect mai micuț. Acum voi ridica 9 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, da? Scot croșeta, mă duc aici, în primul ochi, unde eu am unit de altfel ca să formez prima buclă, da? Deci la bază, jos, trag bucla de la ultimul fir și mai realizez încă o buclă, uitați, pe care vom lucra din nou 6 piciorușe. Mai întâi un ochi de lanț și voi lucra 6 piciorușe scurte. 1, 2, nu rămâne firul. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Din nou voi ridica 9 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mă duc tot aici jos, da? Agăț unde eu am unit și trag un ochi de lanț și din nou vom face 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și pentru a doua aripioară veți realiza până aici, da? Prima parte identică, la fel, la fel cum am făcut-o pe aceasta. Da? O să festonăm și o să mergem în continuare cu piciorușele, deci vom mai face încă una la fel, la fel. După care vă voi mai explica, bineînțeles, pe parcurs, da? Și haideți să lucrăm, deci am lucrat 6 piciorușe scurte. Și voi mai lucra încă 6. Vom strânge acum aceste 6 piciorușe scurte ca să-mi încapă și restul de 6, fiindcă vom avea 12 în total pe această buclă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum, pe această buclă vom lucra doar 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și aici pe ultima 12, da? Vom lucra. Și haideți să lucrăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, da? Deci avem 12 piciorușe scurte, aici în mijloc doar 5 și din nou 12 piciorușe scurte. Până aici vom avea două astfel de părți identice și pentru a doua aripioară, da? Bun, haideți să continuăm și vom face în felul următor. Vom merge în continuare și vom uni aici deasupra primului picioruș cu un ochi alunecat. Vom ridica 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. După care, în ochiul 3, vom face un picioruș alunecat. Deci, ochiul 3 numărăm și primul ochi, da? În care noi ne-am prins cu un picioruș alunecat.
1, 2 și în ochiul 3 facem un picioruș alunecat și avem o primă fereastră, o primă arcadă. Acum ridicăm 4 ochiuri de lanț din nou. 2, 3, 4. La fel, în ochiul 3 introducem, mă scuzați, în ochiul 4. 1, 2, 3. În ochiul 4 vom introduce și vom face un picioruș alunecat și astfel am realizat a doua arcadă. Ridicăm din nou 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, dăm după croșetă și de această dată în ochiul 2 vom face un picioruș dublu. Lăsăm un ochi liber și în următorul introducem, avem 3 fire, scoatem prin 2 și iar prin 2. Ridicăm 7 ochiuri de lanț acum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De această dată, în ochiul 3, vom face un picioruș dublu. 1, 2 și în ochiul 3, un picioruș dublu. 1, 2. Ridicăm 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. În ochiul 3 vom face un picioruș dublu. 1, 2, 3. Din nou 4 ochiuri de lanț, 3, 4 și în ochiul 3 un picioruș dublu, 3, da? Și avem 1, 2, 3, 4 piciorușe duble lucrate. Acum vom ridica 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne ducem în ochiul 2, deci lăsăm doar un ochi liber și în ochiul 2 ne ducem, introducem croșeta și vom face un picioruș scurt de această dată. Vom ridica acum 8 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mă duc în ochiul 3. Da? 1, 2, 3 și fac un picioruș alunecat, deci am scos bucla și trag prin următoarea. Acum vom ridica 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și în ochiul 3 vom face un picioruș alunecat, 1, 2 și în ochiul 3 un picioruș alunecat și acum o ultimă arcadă va fi formată din 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și vom introduce aici în ochiul de unde noi am plecat cu un picioruș alunecat. Da? Și dacă noi dorim să schimbăm culoarea, ce facem? Tăiem în primul rând firul. Eu acum vreau să introduc culoarea portocalie. Imediat, ce fac? Scot din nou ultima buclă. Da? Introduc croșeta. Se agață un pic. Da? Introduc aici și apoi scot firul portocaliu. Da? Pe care îl voi ascunde în lucru. Un ochi de lanț și în prima arcadă voi lucra 3 piciorușe scurte. Mă duc aici și lucrez. 1, 2, 3,
Ideal era să am fir de aceeași grosime, acesta este o idee mai gros, o să-mi iasă un pic mai mare aici. Rândul acesta o să iasă un pic mai în relief, dar am adaptat și eu, fiindcă mi-am dorit să fac niște culori aprinse. Pe următoarea arcadă vom lucra 5 piciorușe scurte. Ne ducem direct în următoarea arcadă și lucrăm. 1, 2, 3, 4, 5. În următoarea arcadă vom lucra tot 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Ne ducem în arcada aceasta mare și vom lucra 2 piciorușe scurte. 1, 2, dăm după croșetă un picioruș dublu redus, scoatem prin toate 3, dăm după croșetă un picioruș dublu, scoatem o dată și încă o dată, dăm de 2 ori după croșetă și vom lucra un picioruș triplu, da? Am 4 fire pe croșetă și scot prin 2, prin 2 și iar prin 2. Deci am scos de 3 ori, de aceea se numește picioruș triplu. Acum vom da 1, 2, de 3 ori după croșetă, introducem tot în aceeași arcadă, da? Și vom scoate de această dată, fiindcă avem 5 fire, de 4 ori. Și am scos o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Da? Și am făcut un picioruș câva triplu. Ridicăm 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. În ochiul 3, deci 1, 2, 3, vom face un picioruș alunecat. În următorul, un picioruș alunecat. Vom face din nou un picioruș câva triplu, adică dăm de 3 ori după croșetă, da? Scoatem de 4 ori, 1, 2, 3, 4, un picioruș triplu, scoatem de 3 ori, 1, 2, 3, un picioruș dublu, scoatem doar de 2 ori și un picioruș dublu redus. Da? Ne ducem acum în următoarea arcadă și lucrăm 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. În următoarea tot 5. 1, piciorușe scurte, da? 2, 3, 4, 5. Avem din nou o arcadă mai mărișoară. Aici vom face 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avem din nou o arcadă mai mărișoară și aici vom proceda astfel. Un picioruș scurt, dăm după croșetă un picioruș dublu redus, adică am scos prin toate 3, dăm după croșetă un picioruș dublu, dăm de 2 ori de această dată și vom face un picioruș triplu, adică scoatem de 3 ori, 1, 2, 3,
Ridicăm 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Din ochiul 3 coborâm cu piciorușe alunecate și numărăm. 1, 2, 3 și lucrăm. Un picioruș alunecat, al doilea picioruș alunecat, al treilea picioruș alunecat. Da? Coborâm cu picioruș triplu, exact cum am făcut și aici. 1, 2, 3, cu picioruș dublu, 1, 2, cu picioruș dublu redus, scoatem prin toate 3 și cu un picioruș scurt. Ne ducem acum în următoarea arcadă și vom realiza 6 piciorușe scurte, 6 de această dată. 1, trebuie să le îngrămădim un pic, 2, 2, 3, 4, 5, 6, da? Și în ultima arcadă vom lucra tot 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și iată, dragii mei, că o aripioară este gata. Uitați, foarte frumoasă. Deci cum avem noi așezat fluturașul, da? Este aripioara din partea stângă. Vom lucra împreună, pașii sunt aceiași, până aici. Deci partea din mijloc, v-am zis, va fi identică. Trebuie să vă arăt cum să porniți aceste arcade ca să vă iasă corect, da? Aripa din partea stângă. Haideți să lucrăm. Uitați că pe ăla e strălucitor, pe ăsta se vede mai bine, da? Deci am lucrat aripa din partea dreaptă. Trebuie să vă orientați întotdeauna unde avem partea asta mai lungă și mai subțire să fie în partea de jos a aripii, da? Și pornim împreună și pentru cea din partea dreaptă. Însă, ca să-i dăm un contur frumos, uitați, vom face un rând de piciorușe alunecate în fiecare ochi, câte un picioruș alunecat, doar aici în vârf, aici sus. Și aici vom face câte un ochi de lanț ca să putem pleca pe partea cealaltă cu piciorușe alunecate. Și vom face în felul următor. Vom introduce în primul ochi, vom uni cu un picioruș alunecat, încă un ochi de lanț și eu voi ascunde acest fir în lucru, fiindcă acum eu voi face ultimul rând cu nuanța de negru. Da? Voi ascunde acest fir în lucru și pornesc. Voi agăța doar un singur fir, firul din partea exterioară a lucrului meu. Bineînțeles că voi ascunde în lucru. Voi face un ochi de lanț, după care mă duc și agăț în fiecare ochi, da? Firul din partea exterioară, scot și trag imediat prin buclă, da? Mă duc din nou. Nu strângem de această buclă. Nu o lăsăm nici foarte lejer, dar nici nu o strângem. Să iasă un contur frumos, să nu-mi strângă mie aripioara. Trebuie lucrat ușor, lejer.
ușor, lejer și cât de cât uniforme să fie aceste bucle, da? Să încercăm să tensionăm firul ca să ne iasă aceste ochiuri de lanț pe care noi acum le facem cu ajutorul acestor piciorușe alunecate. Deci foarte important să tensionăm firul ca să ne iasă aceste bucle uniforme. Deci observați că în fiecare ochi mă duc și fac picioruș alunecat, doar în vârf, după cum vă spuneam, voi face un ochi de lanț ca să pot face trecerea pe partea cealaltă a lucrului meu. Da? Deci în fiecare ochi. Nu scăpăm niciun ochi. Mai avem și aici un ochi aproape de vârf. Un ochi de lanț și acum cobor. Mă duc din primul ochi, agăț doar un singur fir, da? Și uitați. Continuăm astfel tot rândul. Vedeți ce contrast frumos? Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Haideți să continuăm. Prima aripioară este gata, după cum bine știți. Am lucrat partea aceasta din mijloc, exact, da, ca și la prima petală, da? Acum suntem pe fața lucrului. Noi vom întoarce lucru. Bine, înainte de asta vom ridica 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Întoarcem lucru, da? Și numărăm din primul ochi. Nu, din primul lăsăm 1 și în al doilea. Da? Da. Lăsăm un ochi liber și în al doilea vom face un picioruș alunecat. Ridicăm tot 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4. De această dată vom introduce în ochiul 3, 1, 2 și în ochiul 3 introducem și facem picioruș alunecat. Ridicăm 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, dăm după croșetă și nu în primul, în al doilea, un picioruș dublu. Vom ridica 7 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, și în ochiul 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, în ochiul 3 vom face un picioruș dublu. Iese firul, nu-i convine croșeta. Acum, 4 ochiuri de lanț, dăm după croșetă în ochiul 3, 1, 2, 3, un picioruș dublu. 4 ochiuri de lanț, în ochiul 3, 1, 2, 3, un picioruș dublu. Avem din nou, da? Cele 4 piciorușe duble. Vom ridica 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lăsăm un ochi liber și în următor vom face un picioruș scurt. 8 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și în ochiul 3 vom face un picioruș alunecat. 1, 2, 3, introducem și picioruș alunecat. 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5 și în ochiul 3, da,
1, 2, 3, vom face un picioruș alunecat. Bun, la urmă vom face o arcadă formată din 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne ducem aici în primul ochi și vom uni cu un picioruș alunecat încă un ochi de lanț și voi tăia firul. Da? Acum, ultima arcadă, aceasta mare, uitați de aici, care noi am umplut-o, deci astea două arcade de aici de jos, trebuie să ne vină tot aici jos. Vedeți, avem o arcadă mai mare și încă una, după care avem această arcadă mai mare, unde noi vom face această parte ascuțită. Da? Deci, așa cum avem noi așezat acum, în partea de jos avem două arcade, 1, 2, și în partea de sus, 1, 2, 3, apoi arcada mare, da, unde noi vom face, uitați, această parte înălțată. Acesta este... după care, acesta este indiciu după care dumneavoastră trebuie să vă orientați. În partea de sus avem 3 arcade și în partea de jos avem 2, până la arcadele astea mari, unde noi vom face aceste două părți alungite. Bun, acum vom porni din arcadele astea 2, care vin aici în partea de jos, cu nuanța de portocaliu. Deci, în acest caz, în primele două arcade, noi vom lucra, deci avem câte 6 piciorușe scurte. Deci ne ducem aici în prima arcadă, fiindcă trebuie să ne orientăm, să fim și pe fața lucrului, da? Prima parte, vedeți, trebuie să avem aceste ochiuri să fie pe față, exact ca și la cealaltă. Am vrut să insist pe acest aspect, fiindcă nu vreau să vă încurcați și să faceți aripa din partea stângă de două ori, adică să fie una pe față și una pe dos. Nu mi-aș fi dorit acest lucru, nu este plăcut, da, fiindcă este... un pic de muncă la acest proiect, nu foarte mare, dar e păcat. Am făcut o primă buclă, că nu stătea mie firul, vroiam eu să-l păcălesc, dar nu se putea. Da? Și acum voi face 6 piciorușe scurte în prima arcadă și în a doua, dar voi prinde și firul în lucru. Deci am deja 1, 2... E, și tu vrei să te agăți? Și el vrea să se agățe. 2, 3, 4, 5, 6. Mă duc la următorul și fac din nou 6, da? 2, 3, 4, 5, 6, ia să vedem, da, acum un picioruș scurt, un picioruș dublu redus, un picioruș dublu, un picioruș triplu, da, 1, 2, 3, 6 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, din ochiul 3, da? 1, 2, 3, începem și lucrăm piciorușe alunecate. 1, 2, 3,
din nou picioruș triplu în aceeași arcadă. 1, 2, 3, da? Un picioruș dublu. 1, 2, un picioruș dublu redus. Scoatem prin toate 3 și un picioruș scurt la final, da? Și avem partea alungită aici, în partea de jos. Vedeți? Acum vom continua pe celelalte arcade pe care vom face câte 5. Pe următoarele două arcade vom face câte 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Trecem mai departe. 1, 2, 3, 4, 5. Pe următoarea vom lucra 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Acum doi, quattro, cinque, da. Da, eu mă uit pe o schemă, îmi cer scuze, deci pe această arcadă trebuia să fac 7, am văzut eu că nu prea mi-ncap pe aici, deci aici trebuie să fac 7 piciorușe scurte, eu inițial v-am spus că 5 piciorușe scurte în primele două arcade, nu, în prima arcadă 7 piciorușe scurte, da, aici avem mai mult loc, într-adevăr. Vedeți cum spune lucru? Ai greșit! În următoarele două voi face câte 5 piciorușe scurte. 2, 3, da, 4, 5, acum este corect, din nou 5, 1, 2, 3, 4, 5, acum un picioruș, da? Scurt, un picioruș dublu redus, un picioruș dublu, 1, 2, un picioruș triplu, 1, 2, 3, un picioruș va triplu, adică dau de 3 ori după croșetă și scot de 4 ori, da? Fiindcă am 5 fire, scot o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Ridic 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, da? Ia să vedem. Din ochiul 3, deci 1, 2, din ochiul 3 voi face 2 piciorușe alunecate, da? Apoi, picioruș va triplu, adică am dat de 3 ori, repetăm, da? 1, numai că în coborâre acum. 3,
încă o dată, deci de 3 ori și scot 1, 2, 3, 4, de 2 ori după croșetă, un picioruș triplu acum, scoatem de 3 ori, 1, 2, 3, un picioruș dublu, da? Strângem, un picioruș dublu redus, adică scot prin toate 3 și la urmă două piciorușe scurte. 1, 2. Acum voi lucra 5 piciorușe scurte în următoarea arcadă, 5, da, în următoarea arcadă și 3 în ultima. Deci 1, 2, 3, 4, 5, încă o dată, 1, 2, 3, 4, 5, fiind firul o idee mai gros, într-adevăr, na, dacă era aceeași grosime, la fel, la fel, nu trebuia să strâng atât de mult aceste piciorușe scurte, dar eu zic că m-am descurcat, am avut nevoie de această nuanță, neapărat. 1, da, 2, 3, da, încheiem aici deasupra primului picioruș și vom face rândul de piciorușe alunecate cu nuanța de negru, exact cum am făcut și la cealaltă aripioară. Am scos firul, scot prin cele două fire, vreau să închei eu mai bine așa, este mie mai ușor, așa, și nu se cunoaște, uitați unde am încheiat rândul. Da, dragii mei. Și a doua aripioară este gata. Uitați cât de frumos. Voi face conturul și aici cu piciorușe alunecate. Și acum vom face corpul. Da, ideal ar fi fost să îl fac un negru, dar nu știu cât se vede, eu o să-l fac totuși negru pentru proiectul meu, însă vă voi demonstra pe nuanța de portocaliu ca să vedeți, nu este greu. Am dat firul în două, suficient cât să-mi ajungă mie pentru corpul meu, da? Uitați! Va fi un șnur, da? Șnurul pe care îl foloseau mămicile noastre atunci când montau mileuri, lanset, da? O să vedeți că nu este greu deloc. Deci am firul dat în două, da? Voi face o primă buclă. Da? Țin, ancorez de aici de jos prima mea buclă și voi face încă una, da? Uitați, încă un ochi de lanț. Acum ce fac? Mă duc unde am prima buclă lucrată, introduc prin cele două fire croșeta și scot ca să am două bucle pe croșetă, da? Scot prin amândouă. Acum ce fac? Întorc lucru, da? Și aici, după cum vedeți, am două bucle, două fire. Eu voi introduce prin amândouă. 1, 2, trag, bineînțeles, prin ele și scot a doua buclă pe croșetă. Am pierdut un fir pe drum.
din firul în două, un pic aici la început mai greu, da? Deci, introduc prin prima buclă, introduc prin a doua, voi scoate fir ca să am, uitați, două bucle pe croșet. Scot prin ele, da? Întorc din nou lucrul meu și iată că au apărut din nou cele două bucle prin care noi vom introduce. 1, 2, voi trage firul prin ele, am din nou două bucle, da? Pe croșetă. Și scoatem prin ele. Întorc din nou lucru, iar voi introduce prin cele două bucle. Da? Și am două bucle din nou pe croșetă, voi scoate prin ele. Întorc lucrul meu și astfel vom realiza noi corpul, da, futurașului nostru. Prin două răsucim, să avem din nou prin două, da, scoatem prin cele două bucle, răsucim, iar introducem prin cele două bucle. Și tot așa, repetăm, probăm cât dorim de lung să fie, cât este necesar, este foarte adevărat, dar vă puteți da și singuri seama. Și uitați. Deci corpul îl vom construi și vom lucra atât cât este nevoie. Uitați, eu aici am făcut din firul negru, da, și dacă așez aripile pe corp, rămâne, da, un noduleț, uitați, îmi rămâne mie în partea de sus, căpșorul, și un noduleț și un pic în partea de jos. Asta vorbim în afara aripilor, da? Bun. Haideți, se potrivește foarte bine și cu negru, am zis-o că este contrastul mai frumos, cu toate că zic eu că se potrivea foarte, foarte bine și cu portocaliu. Nu-i așa? Dat fiindcă este cu negru pe margină aripa mea. Bun. Deci acum am scos. Haideți să vă arăt cum fac și antenele. Acum ce fac? Introduc din nou prin cele două bucle sau mai bine zis prin acest noduleț de pe lateral, da? Trag prin ele și încă o dată prin bucla pe care eu o am pe croșetă. Da? Uitați, astfel, voi tăia firul, așa, și voi lua acum o singură buclă și voi face o antenuță, da? Haideți că este antenuța asta la alta, da? Și o buclă. Și ridicăm 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și iată că astfel am reușit să fac o antenuță. Dau după croșetă și introduc în ochiul 2. Aici. Scot. Am 3 fire pe croșetă. Da? Și scot prin toate trei. Nu vrei? Te-ai agățat? Trebuie să reușesc. Am reușit. Uitați și încă o buclă. Strâng eu aici. Voi ascunde firul în lucru și astfel este gata o antenuță. Apoi cu cealaltă buclă voi lăsa firul. Da?
voi face o buclă mai strânsă aici și ridic 7 ochiuri de lanț, un pic mai strânse, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La fel, dau după croșetă, mă duc în ochiul 2 de lanț și fac un picioruș dublu redus. Da? Și acestea două sunt antenele. În momentul când voi ascunde firul în lucru și voi băga prin ochiurile de lanț, automat că le mai pot aranja și direcționa în sus. Să știți că eu am dat un pic, de exemplu, cum este acesta, l-am dat cu un pic de fixativ, am mai și îndoit, uitați, astfel aripioarele, da? Invers. Bun. Așa. Aici, în partea de jos, am lăsat așa două fire pe care le-am tăiat. Da? Și avem și partea de jos. Aici, dacă eu nu am aceste două fire, fiindcă ați văzut cum am început, pot să introduc aici, în prima buclă, un pic de fir. Da? N-aș vrea să mai tai firul ăsta, să-l stric, din acest motiv nu-l mai tai. Fac un noduleț aici, am tăiat și am format, da, și aceste două fire, da, din partea de jos, ca să imităm cât mai bine fluturașul nostru. Să știți că eu voi coase acum pe corp, uitați așa, una lângă alta, aceste două aripi, da, deci las și în partea de sus un pic, da, partea căpșorului și partea de jos a corpului, deci îmi va veni în afară, da? Voi da cu un pic de fixativ, voi direcționa și antenele să-mi stea mai întinse, da? Și gata, fluturașul meu de cor, pe care, sincer, eu anul acesta le voi agăța în brad. Fata mea, chiar să știți că s-a bucurat foarte mult de aceste proiecte și șoricelul pe care îl găsiți pe canalul meu s-a bucurat și de acest proiect și este foarte încântată că îl voi agăța în brad și acești fluturași, bine, pe lângă fulgu, clopoțelul și alte proiecte pe care am reușit să le realizez anul acesta. Da, dragii mei! Acesta, cum îmi place mie să zic, acesta a fost proiectul pe care l-am adus în fața dumneavoastră astăzi, un fluturaș croșetat. Dacă puteți cumpăra și găsi la doamnele care vând fire acest fir brocat, uitați, puteți realiza, bineînțeles, într-o paletă de culori după bunul plac, da? Și din acest fir. Într-adevăr, se lucrează un pic mai greu, în sensul că trebuie atenție foarte mare, da, la piciorușe și la ochiuri, dar nu este imposibil, nu este imposibil. Da? Și încă o dată vă spun că aștept pozele dumneavoastră pe grupul meu de pe Facebook, intitulat Lucru manual de prin lume adunate, fiindcă eu voi culege pozele și voi face un colaj frumos cu lucrările dumneavoastră. Deja am reușit să fac un colaj acum, de curând, pe care la fel îl găsiți pe canalul meu și aștept în continuare, aștept în continuare pozele dumneavoastră ca să pot posta colajul pe canalul meu. Mi-ar face mare plăcere. Eu vă doresc spor în toate și până ne revedem la un nou proiect, vă doresc multă sănătate, dragii mei. La revedere!